Zeci de credincioși au participat la slujba prilejuită de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, prăznuită pe 14 octombrie de către Biserica Ortodoxă, dar și de alte biserici de rit oriental. Ținând cont de numărul mare de infectări cu care se confruntă municipiul Râmnicu-Vâlcea, la Biserica Sfânta Parascheva, înalt preasfințitul Varsanufie a oficiat slujba afară, pe trotuarul din fața bisericii. Fiind o sărbătoare importantă pentru credincioși, enoriașii care au venit în număr mare la slujbă nu au păstrat distanța socială, însă au purtat măști de protecție. Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al X-lea, în Tracia, într-o familie bogată și a fost botezată și crescută de părinții ei în credința creștină. Era o fire evlavioasă. La vârsta de 10 ani a decis să trăiască în credință și simplitate. A cerut hainele unui sărac, iar la schimb i le-a oferit pe ale ei, apoi s-a retras în pustietate în Ținutul Pontului, după care a mers în Țara Sfântă pentru a-și trăi restul vieții în acele locuri. A umblat prin lume fără a spune credincioșilor cine este cu adevărat și de unde vine. Neștiindu-se cine era, atunci când și-a dat sufletul, cuvioasa a fost îngropată ca o străină. Domnitorul Vasile Lupu a adus moaștele Sfintei la Iași în anul 1641 la Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Începând cu anul 1889, moaștele cuvioasei au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iași. Puțină lume știe că veșmintele sale poartă o broderie specială. Preoții spun că moaștele Sfintei sunt în îmbrăcate după unele ritualuri bisericești, la care participă doar preoți ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Veșmintele Sfintei se fac după un ritual special în atelierele Arhiepiscopiei. Croitorii obișnuiesc să țină post și să facă rugăciune înainte de a începe să le lucreze. Veșmintele ocrotitoarei Moldovei se schimbă de 5 ori pe an și se dăruiesc de înalt preasfinția sa, Mitropolitul Moldovei Teofan, unor biserici care au hramul Sfintei. Peste 1 milion de credincioși din țară, dar și din toate colțurile lumii, merg în pelerinaj în fiecare an la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care se află la Mitropolia Iași. Conform credinței populare, în această zi nu se muncește.